Best for soil – Bolile solului. Informații practice. Bună, mă numesc Miguel și sunt fitopatolog, adică studiez bolile plantelor. În acest videoclip Besfossoil veți găsi explicații privind maladiile de sol, cum să le recunoașteți și de ce sunt importante. Bolile transmise de sol sunt cauzate de organismele care trăiesc în sol care infectează rădăcinile, rizomii sau coletele plantelor. Solul este populat de o diversitate de organisme vii foarte mici. Majoritatea acestora sunt implicate în materia organică de descompunere, contribuind la transformarea resturilor organice în substanțe nutritive minerale și organice, esențiale pentru hrănirea plantelor și menținerea sănătății solului. Deși, practic, toate aceste organisme sunt benefice pentru plante, un număr mic dintre ele poate perturba funcțiile normale ale plantei, provocând astfel boli ale acestora. Microorganismele care provoacă aceste boli se numesc agenți fitopatogeni de transmitere a bolilor de sol, iar bolile sunt denumite ca maladii ale solului, întrucât organismele cauzatoare ale acestor boli își petrec ciclul de viață întreg sau parțial în sol. Există mai multe simptome generale caracteristice bolilor transmise de sol. Multe dintre acestea apar mai întâi pe rădăcini sau pe tulpina bazală, deoarece acestea sunt organele plantelor aflate în contact direct cu solul. Nematozii provoacă leziuni sau deformări ale rădăcinilor, ciupercile provoacă necroze. Putrezirea țesuturilor sau cangrene Unii agenți patogeni afectează direct calitatea părții vegetale recoltate, de exemplu la morcov. În aceste cazuri, ciupercile colonizează vasele de xilem după pătrunderea în rădăcină, ceea ce duce la reducerea apei și a absorpției minerale. În consecință, apar ulterior simptome de încălbenire sau ofilire. Mediu cald și uscat accelerează dezvoltarea simptomelor bolii. Ele pot fi confundate cu lipsa irigării. Prin urmare, diagnosticul corect este esențial pentru a ști dacă simptomele sunt cauzate de un agent patogen. Diagnosticul va permite o gestionare eficientă și continuă a solului. O problemă în recunoașterea bolilor transmise de sol este aceea că în stadiul incipient al dezvoltării bolii, părțile de la sol ale plantei, cum ar fi frunzele sau tulpinile, nu prezintă simptome. De asemenea, este posibil ca simptomele de la sol să nu fie vizibile. Acest lucru poate apărea atunci când prezența bolii nu este una puternică. Totuși, chiar și în absența simptomelor clar recunoscute, creșterea culturii poate fi încetinită, iar randamentul scăzut. Spre deosebire de bolile transmise în aer, în care simptomele sunt clar vizibile și unde importanța lor este uneori supraestimată, impactul bolilor transmise de sol este adesea subestimat deoarece nu se observă simptome clare. Atunci când condițiile sunt favorabile pentru dezvoltarea unei boli transmise de sol, întreaga cultură poate fi pierdută, ceea ce este catastrofal pentru cultivator. De exemplu, ferticili dalie, o ciupercă care pătrunde în rădăcini și apoi invadează țesuturile vasculare ale unei plante sensibile, provoacă ofilirea și ulterior moartea întregii plante. Alți agenți patogeni fungici, de exemplu coletotrichium cocodes, pot distruge rădăcinile plantelor infectate care nu mai sunt capabile să preia apă și nutrienți. În consecință, creșterea și randamentul plantelor vor fi reduse. De asemenea, fitonematozii paraziți pot provoca pierderi atât la randament cât și la calitate. Unii nematozi sunt specializați pe o singură cultură sau familie de plante, de exemplu, nematozii chistului de cartof infectează doar această legumă. Alte specii de nematozi sunt polifagice, ceea ce înseamnă că infectează o serie de culturi. Nematoz de nodul de rădăcină speciile meloidogine aparțin acestui grup și cauzează probleme unui număr mare de culturi din toată Europa. Odată cu eliminarea treptată a bromurii de metil, o fumigantă chimică puternică de sol ciupercile de sol și nematozii au revenit cu putere. Datorită pierderilor cauzate de agenții patogeni din sol, se acordă o mare atenție și efort pentru stoparea și eliminarea a cât mai mulți dintre aceștia înainte de plantarea unei noi culturi. Pentru a realiza acest lucru, s-au aplicat solurilor fumiganți chimici foarte toxici sau aburi. Cu toate acestea, Dezinfestarea solului folosind aceste tehnici este costisitoare și dăunătoare pentru toate organismele vii din sol, inclusiv pentru microorganismele benefice. Timp de 10 ani, agricultura intensivă a utilizat în exces și în mod greșit dezinfectanții chimici, reducând astfel orice tip de viață din solurile cultivate, cu un impact mare asupra fertilității naturale a solurilor. Recuperarea vieții și sănătății solurilor este posibilă. Mai multe practici pot contribui la restabilirea sau menținerea nivelului de fertilitate și să ajute la evitarea și reducerea focarelor cauzate de bolile transmise de sol. Unele dintre aceste practici, precum compostul și modificările organice, culturile de acoperire și gunoiul ecologic, dezinfestarea anaerobă a solului și biosolarizarea, sunt promovate de best for Soil toate fiind gata de aplicare și preluare.